Cele trei puncte puse în joc la partida CSM Slatina HC Zalău au fost dorite de ambele echipe pentru a putea să-și atingă obiectivul final. După cele 60 de minute de joc, sportivele care s-au bucurat de victorie au fost handbalistele antrenate de Gheorghe Tadici. Victoria obținută greu le ajută să se mențină în lupta pentru locul 4, în timp ce înfrângerea sportivelor slătinene pune mare presiune pe acesta în meciurile care urmează dacă își doresc cu ardoare să rămână în prima ligă. În ciuda înfrângerii, fetele Victorinei Bora au practicat un joc bun care s-a ridicat la nivelul impus de adversară, o echipă cu un bogat palmares. A fost un meci dur, cu răsturnări de situație și cu multe jucătoare eliminate, unul în care echipa gazdă a fost nevoită la un moment dat să facă față adversarelor în doar trei jucătoare de câmp. A fost un joc de mare angajament, fiecare are obiectivul lor. Pe de o parte îmi pare rău pentru Slatina, pentru că au echipă și au făcut un retur bun, însă probabil că lipsa unor fete de experiență, din păcate. Am întâlnit o echipă foarte bună, le felicit din tot sufletul pentru modul cum s-a bătut și au crezut în șansa lor până la final. Îmi felicit jucătoarele, eu nu cred că astăzi noi n-am predat ușor. Cred că am făcut un joc bun, cu puțină atenție pe final de joc. Eu cred că puteam să avem în momentul ăsta cele trei puncte. Ambii antrenori au avut reproșuri la adresa brigăzii de arbitri alcătuită din bucureșteanul Mihai Pârvu și buzoianul Mihai Potârniche. Cei doi sunt aceiași arbitri care le-au ajutat pe bistricence să obțină victoria la un punct în fața handbalistelor noastre. A fost greșeli și de o parte și de alta. Se spune că e normal să fie mai multe pentru gazde. La un moment dat mi s-au părut depășiți de joc. Este al doilea joc pe care îl pierd acasă cu aceiași doi arbitri. N-am spus niciodată nimic, însă deja e mult prea mult. Este al doilea joc pe care îl pierd la un gol cu acest cuplu de arbitri. Punct. Următoarea etapă, care se va desfășura pe 14-a 4-a, handbalistele slătinene vor face deplasarea în capitală, unde vor întâlni CSM București. Șansele la o victorie în această întâlnire sunt aproape egale cu zero, dar minuni se pot întâmpla.